S-au împlinit deja 2 luni de zile de când am făcut trecerea totală către eSIM și nu mai folosesc deloc SIM fizic în telefonul meu de zi cu zi. Așadar, am hotărât să discutăm în clipul de astăzi despre lucrurile pe care ar fi bine să le știi în legătură cu eSIM-ul ca să poți decide singur dacă e o idee bună să faci și tu trecerea către el sau nu. Ca idee, Embedded SIM este o componentă minusculă inclusă în majoritatea telefoanelor apărute după anul 2018, atât iPhone-uri cât și telefoane cu Android, care îți permite să înlocuiești SIM-ul clasică, la fizic, de plastic, cu o simplă setare din telefon. Practic, acea componentă ascunsă în telefonul tău poate comunica direct cu furnizorii de servicii de date, în așa fel încât să-ți poată oferi acces la rețeaua lor, fără să mai ai nevoie de un SIM fizic, pe care să-l introduci tu în telefon direct. Iar dacă telefoanele cu Android vin de obicei cu posibilitatea de a adăuga 2 SIM-uri fizice, când vine vorba de iPhone-uri, nu prea ai cum să folosești 2 numere de telefon în același timp decât dacă unul dintre ele este eSIM. Și de-aia clipul de astăzi ar putea să fie mai util pentru cei cu iPhone-uri, dar nu neapărat, pentru că eSIM-ul vine cu o serie de avantaje care se aplică ambelor tabere. Și o să arătăm imediat și cum se activează un eSIM, dar înainte de asta aș vrea să trecem așa rapid prin această listă de avantaje de care te poți bucura dacă o să folosești și tu eSIM-ul. Primul avantaj îl reprezintă faptul că orificiul în care introduci în mod normal cartela SIM rămâne gol. Asta înseamnă, spre exemplu, că atunci când mergi în străinătate, într-o țară în care internetul în roaming e foarte scump, să zicem, poți să-ți cumperi o cartelă fizică de acolo și o poți folosi concomitent cu numărul tău obișnuit. Ba mai mult, telefonul te lasă să folosești SIM-ul fizic pentru internet, dacă vrei, și eSIM-ul să rămână doar pentru apeluri și mesaje. Practic, o să-ți folosești telefonul chiar și în străinătate, așa cum ai face-o acasă, pentru că folosește cartela de acolo doar pentru internet și în rest tu vorbești la telefon așa cum ai face-o și la tine acasă. eSIM e o variantă bună și dacă ai un număr de telefon de serviciu care vine pe un SIM fizic, pentru că practic, slotul SIM al telefonului tău este gol și poți instala acolo cartela de serviciu, iar numărul tău personal rămâne în continuare activ prin eSIM pe fix același smartphone. Bonus, poți alege din lista de contacte a telefonului cu ce număr de telefon vrei să suni persoanele din agenda, astfel încât să folosești SIM-ul clasic pentru contactele aflate acolo în interes de serviciu și eSIM-ul pentru atunci când suni în interes personal. Și treaba asta mie mi se pare foarte tare, pentru că nu stai să alegi de fiecare dată cu ce număr vreau eu să-l sun pe X sau pe Y, ci setezi de la început ca implicit să-l sune pe X cu numărul de serviciu și pe Y cu numărul personal. Și ai rezolvat toată treaba. Un alt avantaj al eSIM-ului e faptul că nemai având un SIM fizic legat de numărul tău de telefon, înseamnă și că nu se mai poate demagnetiza cartela, că nu mai e un consumabil care se poate strica, așa cum e în cazul cartelei clasice. Într-adevăr, aici recunosc, demagnetizările astea n-au loc des, nu ți se întâmplă odată la câteva luni, dar de obicei apar chiar când ți-e lumea mai dragă, când chiar n-ai timp să mergi la sediul furnizorului de date ca să-ți schimbi cartela, așa că având de SIM știi clar că nu trebuie să faci asta niciodată și ai scăpat de acest stres. Nu mai spun că dacă din nefericire îți fură cineva telefonul și sper să nu ți se întâmple niciodată treaba asta, e puțin mai complicat să deconecteze telefonul de la date, pentru că atunci când hoțul, să zicem, deschide slotul SIM de la telefonul tău, o să vadă că nu e nimic acolo. Și decuplarea de la eSIM nu se poate face fără să știe parola asta care apare când aprinzi ecranul. În timp ce un SIM fizic poate fi scos de oricine, în orice moment, cu un simplu ac, a scos SIM-ul și l-a aruncat. Pe când, în cazul eSIM-ului, nu poți să dezactivezi telefonul de la date fără să știi parola. Deci e și un pas în plus de securitate, dacă vrei. Ok, dar când vine vorba de funcționalitate, să știi că nu există diferențe la nivel de semnal sau de servicii dacă folosești un eSIM versus un SIM clasic, pentru că ambele folosesc fix aceleași antene ale telefonului pentru a primi semnal de la furnizor, deci totul se comportă așa cum știi deja, așa cum se întâmplă și în cazul SIM-ului fizic. Majoritatea smartphone-urilor de astăzi îți permit să folosești concomitent un număr de eSIM și unul în regim clasic, o cartelă SIM fizică. Totuși, vei putea adăuga până la 5 profile eSIM în telefon pe care să le schimbi între ele când vrei tu. Practic, într-un iPhone, să zicem, poți ține un SIM fizic și 5 numere eSIM, doar că în același timp poți folosi maximum un eSIM și numărul fizic. Dar oricând poți face switch între eSIM-uri cu un simplu click într-o setare a telefonului, adică se face super rapid. Deci dacă vrei să ai multe numere de telefon, poți să ai până la 5 eSIM-uri și faci switch între ele când ai tu chef. Bun, dar hai să vedem și cum activăm
un număr de eSIM pe telefon și am să folosesc pentru acest experiment aplicația Yoxo, despre care am mai povestit în trecut și de la care am activat și eu eSIM-ul pentru numărul meu principal. Aplicația Yoxo își dă seama singură dacă telefonul tău e compatibil cu eSIM sau nu, dar dacă vrei să verifici singur acest lucru, o simplă căutare pe Google după modelul telefonului tău și cuvântul eSIM o să-ți răspundă la întrebare. Ok, am deschis aplicația Yoxo, iar eu, pentru că am deja un abonament înrolat în aplicație, o să merg direct la adaugă un abonament nou, dar tu, dacă deschizi pentru prima oară aplicația, o să treci prin primii pași de creare a contului și așa mai departe. Deci apăsăm pe adaugă un abonament nou și acum ne întreabă ce fel de abonament vrem. La Yoxo ai minute și SMS-uri nelimitate la nivel național, în orice rețea națională, la toate abonamentele. Ce se poate schimba e numărul de giga de internet pe care îi primești lunar. Și ai 50 de giga pentru 19 lei, 100 de giga pentru 29 de lei sau 150 de giga pentru 39 de lei. Merg pe varianta de 50 de giga pentru că mie îmi pare de ajuns pentru majoritatea dintre noi. Și acum te întreabă dacă vrei un număr nou de telefon sau dacă vrei să-ți păstrezi numărul actual. Partea faină la chestia asta cu păstrarea numărului actual e că poți alege ziua în care să se facă switch-ul de la operatorul tău de astăzi către Yoxo. Și nu te trezești așa deodată că gata, am trecut la Yoxo, ci pur și simplu decizi tu pe 15 iunie să se facă transferul și fix atunci se face. Am trecut prin pașii ăștia, deci de aia știu cum funcționează. Dar de data asta vrem un număr nou ca să vedem cum activăm un eSIM. Pasul următor este să ne alegem numărul nou. Avem aici o listă de numere dintre care putem alege. Pentru exercițiul ăsta nu contează foarte mult numărul. Mergem mai departe și putem să comandăm un SIM fizic dacă vrem, să ne vină prin curier, dar asta va dura niște zile. Sau mergem pe varianta eSIM și activăm eSIM-ul chiar acum, în doar câteva minute. Hai pe eSIM. Continuă. Aici te întreabă cum mai vrea să numești tu abonamentul ăsta în aplicația Yoxo, în cazul în care ai mai multe abonamente, să poți să-ți dai seama care e care. Cam asta e, o să scriem test aici pentru că e un abonament de test. Mergem mai departe. Eu, pentru că am deja un abonament în aplicație, mi-am introdus și datele personale aici. Tu, dacă abia îți faci contul, o să-ți ceară niște date, cum ar fi CNP-ul sau adresa, pentru că sunt obligați de lege să ceară lucrurile astea în momentul în care ți alocă un număr nou. Deci mi-am introdus datele, mergem mai departe și acum, înainte să comandăm noul abonament, mai trecem o dată prin lucrurile pe care le-am bifat, ce număr avem, ce abonament am ales și așa mai departe și plătim cei 19 lei ca să trecem la activarea eSIM-ului în sine. Bun, și după ce ai urmat pașii, o să-ți apare ecranul ăsta cu eSIM în curs de instalare și tot ce trebuie să faci în momentul ăsta este să aștepți, pentru că aplicația va începe să instaleze eSIM-ul în telefonul tău și să aloce acel număr telefonului tău. Așa că așteptăm. A few moments later. Ok, ne-a apărut acest box care vine direct de la iPhone, deci nu mai e din aplicația Yoxo, ci e direct de la telefon. Ne spune că aplicația Yoxo vrea să instaleze un eSIM la noi în telefon și trebuie să urmăm pașii ca să facă această instalare, așa că trebuie doar să dai pe Continue, Next, Next și cam asta e toată treaba. Dacă ai și un SIM fizic introdus în telefonul tău, în pasul următor o să te întrebe de la ce număr vrei să folosești internetul, de la eSIM sau de la SIM-ul fizic? Dar apelurile, de unde vrei să le faci, de la eSIM sau de la SIM-ul fizic? Eu, cum nu am niciun SIM fizic în telefon, nu o să mă mai întrebe lucrurile astea, ci o să treacă direct la noul eSIM. Și după cum se vede aici sus, apare că nu mai am semnal pentru că fix acum face trecerea de la eSIM-ul meu principal, numărul meu principal, către noul număr activat acum. Deci, în câteva momente vom avea noul număr asociat telefonului. Și asta a fost totul. Ne-a apărut mesajul cu abonamentul tău Yoxo a fost activat, eSIM-ul a fost și el activat. Putem verifica asta mergând la Settings, la Mobile Data și aici la Data Plans ne apar numerele de telefon active pe telefonul nostru. Dacă aveam și un SIM fizic, îmi apărea și el aici cu ON, pentru că poți folosi concomitent un SIM fizic și un eSIM, dar cum la mine ambele sunt eSIM, pot să aleg între ele, fie numărul meu principal, numit aici Primary, fie numărul activat acum numit Mobile Data. Dar dacă te duci pe eSIM-ul tău, poți decide ce nume să-i dai ca să faci switch-ul mai ușor între ele, să le înțelegi mai ușor. Poți să-l numești Travel, dacă, nu știu, să zicem că ăsta ar fi un SIM fizic de fapt și e din vacanță, și tot felul de alte setări pe care le poți face pentru numărul ăsta de telefon. Și cam atât de simplu se activează eSIM-ul.
Bun, dar dacă ar fi să ne uităm la dezavantajele eSIM-ului, singurul dezavantaj pe care l-am găsit eu, cel puțin pentru moment, este faptul că atunci când îți schimbi telefonul, va trebui să mergi la un sediu Orange ca să-ți instalezi eSIM-ul pe noul tău telefon. Ioxo folosește rețeaua Orange și de aici vine legătura dintre cele două servicii. Ei bine, am făcut și lucrul ăsta ca să testez să văd cum merg serviciile, iar totul a durat fix 5 minute. Tipul de la Orange a printat un cod QR pe o foaie și apoi am luat telefonul și am mers la Settings, la Mobile Data și am apăsat pe acest buton de Add Data Plan. Și în momentul în care faci asta, ți se deschide camera telefonului, scanezi codul QR pe care ți-l dă persoana aia de la Orange Shop și gata, telefonul tău e legat de numărul de telefon cu eSIM. Practic, noul tău smartphone va fi legat de numărul tău de telefon doar prin scanarea unui cod QR. Atât de simplu. Într-adevăr, e o chestie simplă și probabil în viitor vom putea obține acel cod QR direct din aplicația Ioxo, dar chiar și așa nu mi se pare un deranj mare să mergi să-ți generezi codul fizic atunci când schimbi telefonul, pentru că, sincer, cei mai mulți dintre noi fac această schimbare de telefon odată la 2 sau la 3 ani, deci nu e un lucru pe care să-l faci lunar sau, mă rog, frecvent, oricum ar fi. În descriere o să găsești un link cu mai multe detalii despre Ioxo, iar dacă ai întrebări suplimentare despre eSIM, te rog să-mi spui într-un comentariu și o să încerc să-ți răspund. Până data viitoare, te invit să urmărești și acest clip care te va ajuta să decizi cât spațiu de stocare îți trebuie pe telefon.